Deocamdată se antrenează cu noi 2-3 zile pe săptămână Gianni Crețu, un copil care la fel și el are calități foarte bune și îi prevăd și lui un viitor frumos. Tehnicianul Petrean a explicat și de ce nu l-a folosit pe mijlocașul Marian Drăghiceanu în partida cu Farul, unul dintre cei mai tineri talentați fotbaliști din curtea Ceahlăului, care a fost descoperit de fostul mare atacant Petrean, Florin Axinia. Am preferat să nu-l folosesc sâmbătă decât să joace la echipa mare 5 minute. Am preferat să se ducă duminică să joace la o grupă mai mare, ca vârstă cu 2 ani decât el, la grupa de elită, să aibă un meci în picioare, 90 de minute. S-a descurcat foarte bine la Târgoviște, am înțeles că a făcut o partidă bună, la fel și ceilalți jucători care i-am trimis, mă refer la Barb și la Lupei și la portarul Teo Câmpeanu, jucători care trebuie să dea un plus la echipa de elită unde se vor duce. Jucătorii Petreni continuă în aceste zile antrenamentele pe plan local. Duminică vor avea zi liberă, iar de luni vor pregăti partida de miercuri cu CFR, cu Rapid CFR Suceava din faza 5 a Cupei României.